Ba se modernizează gara din Brașov, ba nu. Ministrul transporturilor se joacă de alba neagră cu cetățenii brașoveni și cu turiștii. Deși anual peste jumătate de milion de turiști vin în Brașov și majoritatea dintre ei ajung prima dată în gară, nimeni nu face nimic, în schimb se promit multe. Ministrul Cuc și-a luat angajamentul la penultima vizită în județul Brașov că se va interesa de starea gării și de ceea ce ar trebui să facă pentru demararea lucrărilor de renovare. Ieri, când a fost întrebat de jurnaliști ce răspuns are, ministrul transporturilor a fost vizibil încurcat și a dat explicații pe fugă. V-am promis data trecută că o să vorbesc cu directorul de la CFR Infrastructură, ceea ce am și făcut, a pregătit un buget pentru investiții la gara Brașov. Până când mai mari țării se hotărăsc când, cum și în ce condiții gara din Brașov va fi renovată, tot turiștii și localnicii au de suferit. Actually it's kind of old, it needs to be improved. Government should do this to improve it. Maybe more technological things should be bring this train station. Înăuntru, curățenie, amenajat altfel. Tot. Să înțeleg că curățenia lasă de dorit? Da, de foarte mult timp. O vechitură de clădire, o mizerie pentru oraș, cu notorietate turistică. Au pavazat, au făcut niște tablouri la interior, se dă senzație de noutate, dar gangul e pișat, urât, mirositor, păcat și de parcul celălalt aranjat din tractorul, de verdeață, gara la interior cu peroane, niște bănci aruncate pe acolo, dar coșurile de gunoi, tot de 50-60 de ani. Să vine să facă o inaugurare de 6 km de autostradă, pe care o știam de 2 ani de zile că se lăudau. Dar așa e înainte de alegeri, domnul Cuc și cu Păsărica Viorica au inaugurat o autostradă care probabil încheierea va fi după 4-5 ani. Cu speranța că măcar în campanie lucrurile se vor mișca într-un ritm mai alert din partea guvernului, așteptăm un răspuns concret în ceea ce privește renovarea gării din Brașov.